Bun, zice mai departe, după ce s-a mai bâlbâit de câteva ori Atanasiu, că aceste exprimări au fost scoase din context, fiți atenți cum încheie, nemai având ce să spună, nu trebuie să dau explicații publice despre ce vorbesc în privat. Nu o să dezbat o discuție privată în public. Colegii au înțeles. Era o ședință cu o partid sau cu o parte din partid. Este problema noastră ce discutăm în privat. E da, problema voastră ce discutați în privat, numai că n-ar trebui să discutați în privat așa ceva. Sigur că e problema voastră. Da? Dar nu se poate discuta în privat, într-o ședință totuși publică, că n-a fost acasă la vreunul, ci era la sediu PNL din Bistrița, sau mă rog, într-o locație, să zicem așa, bine aleasă în Bistrița, da, toți peneliștii se deplasaseră acolo în scop practic de serviciu, să nu-i spunem chiar electoral, că poate nu-i cazul, da, era o ședință de partid acolo, deci nu este chiar atât de privată, și sigur că ai voie să vorbești orice, dar dacă îți vorbești de rău partenerul, recunoaște-mă. Știm și noi. Evident că PDL-ul poate să fie vorbit de rău. Dar atunci trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Nu să mergem mai departe mințindu-i pe aia. Deci asta este ca într-o căsnicie unde lucrurile sigur că nu mai funcționează. Cei doi soți, fiecare l-a prins pe celălalt cu ceva. Dar de dragul bunicilor și străbunicilor sau de dragul vecinilor care știu împreună, ei vor continua. Adică mârlănia totuși a ajuns foarte departe în cazul ăsta. Evident că de aici înainte nu mai poate să fie în realitate niciun fel de încredere între ei. Predoiu, Blaga, de aici înainte, chiar dacă bănuiau, chiar dacă auziseră, chiar dacă auziseră pe la uși, de acum înainte știu cu cine au de-a face. Așa că, sigur, la fel ca și USD-ul ăla, sau USL-ul, să numea inițial, ăla destrămat de Mădălina Pușcalău în emisiune, între Ponta și Căcărău, și care a fost cel mai mare fals politic, e clar, cea mai mare minciună politică în ultimele două decenii și jumătate. Acolo s-au făcut cele mai multe minciuni, s-au spus cele mai multe minciuni, cele mai multe neadevăruri, ăia au fost lideri absoluți. Au și ăștia, iată, exact o ramificație de acolo. Ăsta este omul politic din România, să vă intre bine în cap. De asta și zăbovim un pic. Este încă o mostră cum se comportă politicienii. Pe lângă faptul că sunt extrem de prost pregătiți, pe lângă faptul că sunt extrem de hoți, că acționează numai împotriva celor care i-au ales, nici măcar între ei, iată, nu reușesc să se împace pentru Ciolan. PNL-ul nu suportă să fure alături de PDL. Vrea să fure singur, consideră că i-a venit vremea, că PSD-ul a furat destul și că acum este vremea să fure numai el. Da? A răbdat suficient și că acum ăștia care au tot așteptat să termine PSD-ul de furat, au ei voie să fure până în pânzele albe. Ăsta este mesajul.